Povestea unui om leneș, de Ion Creangă. Ci că era odată într-un sat un om grozat de leneș. De leneșerea nici în bucătura din gură nu și-o mesteca. Și satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărâ să-l spânzure, pentru a nu mai da pildă de lenevire și altora. Și așa se aleg vreo doi oameni din sat și se duc la casa leneșului. Îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi ca pe un butuc nesimțitor și hai cu dânsul la locul de spânzurătoare. Așa era pe vremea aceea. Pe drum se întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul cel cu boi un om care semăna a fi bolnav, întrebă cu milă pe cei doi țărani zicând: Oameni buni, se vede că omul cel din car e bolnav, sărmanul, și-l duceți la vreo doftoroaie undeva să se caute. Ba nu, cucoană, să ierte cinstita față dumneavoastră, dar aici e un leneș care nu credem să mai fi având păreche în lume și-l ducem la sfânzurătoare ca să curățim satul de un trândav. Alei, oameni buni, păcat sărmanul să moară ca un câine fără de lege. Mai bine duceți-l la moșie la mine. Ia cătă curtea pe costișa aceea. Eu am acolo un hambar plin cu posmagi. Ia, așa, pentru împrejurări grele, Doamne ferește. A mâncat la posmagi și a trăit și el pe lângă casa mea, că doar știu că nu mă pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pâine. Dă, suntem datori a ne ajuta unii pe alții. Ia-uzi, măi, leneșule, ce spune cucoana, că te-a pune la coteț într-un hambar cu pozmagi. Ia ca peste ce noroc ai dat, bată-te întunerecul să te bată, urâciunea oamenilor. S-ai de grabă din car și mulțumește cucoanei că te-a scăpat de la moarte și ai dat peste belșug, luându-te sub aripa dumisale. Noi gândeam să-ți dăm sopon și frânghie, iar cucoana, cu bunătatea dumisale, îți dă adăpost și pozmagi. Să tot trăiești, să nu mai mori. Să-și fuie cineva obrazul pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un trântor. Mare minune-i și asta. Dar tot de noroc să se plângă cineva. Bine mai zis cine a zis. Boiară și cai mănâncă. Hai, dă răspuns cu cucoanii. Ori așa, ori așa. Că n-avem vreme de sta la vorbă cu noi. Da, da, muie, ți-s posmagii. Ce a zis? Ce să zică, milostivă cucoană? Ia, întreabă că muieți posmagii. Vai de mine și de mine! Încă asta n-am mai auzit. Dar el nu poate să-și moaie. Auzi, bă, leneșule, te prind să mui posmagii singur ori ba? E, ba, trageți mai bine tot înainte. Ce mai atâta grijă pentru asta pustie de gură? Bunătatea dumneavoastră, milostivă cucoană, dar degeaba mai voiți a strica orzul pe gâște. Vedeți bine că nu-l ducem noi la spânzurătoare numai așa, de flori de cuc, să-i luăm năravul. Cum chitiți, un sat întreg n-ar fi pus oare mână de la mână ca să poată face din trânsul ceva, dar ai pe cine ajuta? Doar lenea împărăteasă mare, ce-ți bas capul! Cucoana atunci, cu toată bunăvoința ce avea, se lehămește și de binefacere și de tot zicând: Oameni buni, faceți dar cum vă va lumina Dumnezeu? Iar sătenii duc pe leneș la locul cuvenit și îi fac felul. Și iac așa, au scăpat și leneșul acela de săteni și sătenii aceia de dânsul. Mai poftească de acum și alți leneși în satul acela, dacă le dă mâna și îi ține cureaua. Ei, și-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa.